Între Paul și Roxana, subiectul căsătoriei e tot mai abordat în ultima vreme, ceea ce s-a întâmplat și la întâlnirea avută de curând. Ce aș vrea să spun, Mireasa? Da, poți să fii mai devreme sau mai târziu. Mai devreme. Ideea e că dacă am ajuns până aici, până acum, știi că ar fi și păcat, știi, să nu ne căsătorim. Da, eu mi-am schimbat numele de familie, dar... acolo e trist. Asta e, asta că n-am nume așa urât. Iată un subiect sensibil pentru Roxana. Și nu numai, căci tatăl acesteia a ținut să discute în particular cu Paul despre această situație. Noi, adică familia lui Roxana, vă susținem și surorile lui Roxana, vin și ele, sunt alături de voi și să nu vă faceți griji că familia lui Roxana toată e alături de ea. Da, mulțumim mult, chiar ne bucurăm. Și o părere, da. Că cu Roxana ați vorbit amândoi și cred că ți-a spus ceva în legătură cu de a-ți păstra numele. Că eu singura pe ea o mai am și nu aș vrea să pierd numele, că eu n-am avut parte de băieți. Dacă Dumnezeu a dat să îmi dea fată, eu vreau să-mi poarte numele până voi muri. Cred că o să ia și numele meu, dar o să-l păstreze și pe acesta de tobă. Eu n-am nicio problemă. Da, bineînțeles, normal, bineînțeles că numele tău trebuie să fie înainte. Dar fiind să fie așa e. Niță, Tobă, Rodica, Roxana. Da, dar fără să schimbe ceva între voi. Vreau, exact cum ați mers până acum, legat unul de celălalt și uniți să fiți până la trei bătrâneți, cum am fost noi 36 de ani până în prezent. Și imediat ce s-a încheiat acest apel telefonic cu viitorul socru, Paul se ducea să-i spună Roxanei cu cine a vorbit. A vrut să vorbească mai cu mine. Taică-miu? Da, vreau să vorbesc ceva numai cu mine. Paul, eu nu te cred. Pă bune, vorbesc serios. Nu te mint. Dacă știi ce a zis... De rău? Mori Roxana aici. Ce-ai vorbit tu cu taică-miu? Am zic doar o vorbă. Dar ia nu zic, vorbă. Lasă, că-i lume aici. Păi nu mai pot dormi la noapte. După câteva minute de relaxare, Paul revenea și relua discuția cu Roxana cu iz de tachinare. Ia zi, dragă, dacă aș fi să semăn cu un ginere... Ceilalți trei care are. Cu cine asemăna? Cu Elvis. Nu. Care Elvis? Cu nata mi-al treilea. Na, a zis că e la mai mare. La fata cea mare. Hai să vorbim, să zic tot ce a zis. Hai, lasă-mă. Iată ce a făcut. Dar unde mergem? Să nu s-audă. Hai pe afară. Hai pe carnet acolo. Tu crezi că e de acolo sau nu? Păi nu știu. Te întreb pe tine, tu ce părere ai? Nu prea e de acord să mă mut la Constanța, în rest, că nu e, nu se bagă. Zi, e bine? Nu prea. De ce? Hai, Pam, nu m-a speriat. Păi ce contează? Păi contează! Băi, e legat de familia mea, ce te sună pe tine? Ce treabă are cu tine? Ce treabă are cu tine? Păi vreau să vorbesc și el cu mine. Păi ce să vorbesc cu tine? Dacă fi ginere. Păi dacă și cu parcă, păi și eu unde sunt? N-ar trebui să vreau cu amândoi. Nu, a vrut doar pe mine. De ce? Are ceva de ascuns? De ce m-a sunat pe mine? Că eu iau decizia și mai bine să nu ne căsătorim aici. Și te sună pe tine? Da, păi ca să îmi zică mie, ție poate da. Ce facem în acest caz? Păi la impresia că fac ce vrea el. O face. Fără și el de afară? Da. Îl mă iubește așa mult încât să treci peste el. Peste părinții tăi? Da. Bun. Mă faci să te iubesc mai mult când nu zici asta. Paul, ce treabă are una cu alta? Dacă nu sunt de acord. Păi, dar nu depinde nimeni. Și am zis că dacă faci o nuntă, nu vin nici ele, nici surorile, nici nimeni. Foarte bine, să nu vină de pe urma mea. Și tot mergi mai departe? Da. Păi niciun doamnă. Atenție. Mulțumit de cele aflate, Paul se hotărea să-i spună Roxanei adevăratul motiv al discuției telefonice cu tata socru. Să nu din potriva lumii, nu? Nu, dragă, azi că mă place foarte mult și vorbim toate trei surorile tale. De-aia a fost la sora cea mare.
Și m-a rugat un singur lucru. Dacă ești de acord, să-ți păstrezi numele. Pă, bune! Eu mi-e rău. Eu nu-i cred până nu-i văd. Pă, bune! A zis că au vorbit cu tate. Când o să văd, atunci o să cred. Până atunci nu cred pe niciun, nici pe tine, nici pe el. Păi pe mine să mă crezi. Îți zic adevărul acum. Ce-am și așa să văd. Nici adevărul, dar eu nu-i cred pe ei că vin și după aia să nu vină. Și a zis că nu vreau să-mi fac speranțe și apoi nu mai are niciun top în familie, că nu. Știu că asta e dorința lui tată. Da. Și de asta am insistat și am zis eu. Cum vreți până la urmă? Să rămână așa sau să ia și numele meu? Și am zis să zici pe meu. Și am zis, aha. Și am zis, de ce s-o cheme Niță, Tobor, adică Roxana. Decizia Roxanei de a-și păstra numele tatălui nu părea să-l deranjeze pe Paul. Dar mai târziu, cei doi discutau situația și cu alți concurenți din casa Mireasa. Dacă sunt de acord, să-și păstreze numele de Toba. Să le aibă pe toate? Din păi bă, și copilul o să aibă ce nume? Păi nu, doar eu să-mi păstrez. Câte surori? 3. Pe toate, eu nu înțeleg, Roxana, că e tot aia. Dacă doar tu îți păstrezi numele și la copiii tăi, eu să pui numele lui Paul, același lucru. Nu, dar de ce vrei să-ți păstrezi numele? Doar ca să duci mai departe și la copil. Dar nu mai face subiect din asta, așa dorește. Ideea e alta, tati vrea să fiu pe numele lui până moare el. Poți să iei tu numele ei. Rădic. Bă, poți să iei tu numele ei, mă. Poți să iei tu numele ei. Puteam să-i zic, nu sunt de acord cu numele, dacă divorțăm și le ia înapoi oricum. Că la divorț se trece iar pe Tobă. Poate îi dau cu papucul după tine, Paul. Auzi, divorț. Păi nu, că tu vrei divorț acum, a? Nu, draga mea, zic așa. Parcă până acum ziceai altceva. Acum vrei divorț sau ce? Glumesc, dar zic așa. Poți să revii la Tobă păi când vrei. Păi nu mă mări dacă e. Tobă sau Niță? Aceasta e întrebarea. Niță, Tobă. Dar vezi că și pe tine tot la fel trebuie să te cheme. Pe bune? Da! Asta e fiatele! Legea e simplă! Pe bune? Vă cheam așa, ori Tobă, ori Niță, ori Niță, Tobă sau Tobă, Niță, ori Niță, ori Tobă. Niță și Tobă, rămânem... Rămâne Niță și Tobă? Da. Ați înțeles? Da. Adică dacă pe ea o cheamă Tobă, Niță și pe tine trebuie să te cheme la fel. Da, dorința lui a fost să-și păstreze numele, acum nu știu să... Doamne, mulțumesc. Da. Mai bine unul. Mulțumesc. Așa, hai să dezbatem. Ce facem? Dar eu știam că poți să-mi păstrez numele. Nu știai bine. Adică poți să-ți păstrezi numele, dar tu ești... Să iau și să preiau și numele. Doar dacă preia și el. Ba așa e, ce aveți oameni buni? Așa e legea, ce vreți? Adică legea îți dă mai multe posibilități. Fie îți păstrezi numele că îți place ție foarte mult. Nu, nu poate. Trebuie să, dacă își iau numele unul altuia, trebuie să ia amândoi numele. Deci ori își iau amândoi două nume, ori ea trece după numele lui sau el după numele ei, sau fiecare își păstrează numele. E simplu. Da. Dar acum vreau să vorbesc și eu cu domnul Tobă. Domnul Tobă. Serios acum. Nu mi-o luați nume de rău. Nu e niciun Cantacuzino acum sau cine știe ce nume de ăsta istoric sau vreun Brătianu. Zău, acum lăsați-o să-și ia Niță, că nu? Asta este dorința lui și o respectăm. Dar eu vin cu un alt argument. Știi cine e Simona Sândulescu? Am auzit. Cine? Dumneavoastră. Da, de asta zic, nu are nicio importanță. Nu știe nimeni ce. Eu, pe mine așa mă cheamă. Simona Sândulescu. Eu când m-am măritat am luat numele soțului. Dar să vă spun și de ce. Sigur că așa mi s-a părut normal. Dintr-o simplă chestie foarte importantă. Ca noi toți să purtăm, și inclusiv copiii, să purtăm același nume. Pentru că pentru copii e important. Că mai, te mai duci în vacanță, te întreabă acolo la vamă, domnule, dar de ce trebuie să te duci tot timpul cu niște hârtii? Da, și eu știam Simona Gherghe, da. Păi vezi, asta zic. Și eram singura, uite, nu sunt, n-am frați, n-am surori, s-a dus Gherghe cel puțin pe tata AE. Sunt mulți în situația asta. Acum am acceptat, n-am ce să fac, eu rămân. Dar nu, i-am transmis un mesaj și domnului Tobă, că nu e așa un capăt de țară, zău. Păi ce să mai vorbim, acum să nu se supere, dacă... Nu.
tobă eu. Dar puteți să luați tobă niță sau niță tobă, nu știu care e. Să mai iau eu încă unul, și așa am trei, dar vreau să... Niță Teodor Paul, mai pun și tobă acolo. Niță tobă Teodor Paul, aia e, o să-mi scrii la numele tău. N-are cum, le tin toți.